Salutare! Am aici o mini carticică, cultura viței de vie pe lângă casă. Este ediția 135 dintr-un șir mai lung de carticele, un calidoscop. Cartea este scrisă de doctor inginer Avram D. Tudosie și a fost publicată în 1981, deci acum 40 de ani aproximativ. Este o carticică aș zice utilă, dar destul de sumar prezentate datele în ea. Bineînțeles, pentru dimensiunea pe care o are, fiind cam cât palma, aproape că poate fi socotită o carte de buzunar, prezintă destul de multe informații. Cartea fiind destul de mică, are și scrisul mai mărunt, așa că poate fi citită un pic mai greu de persoanele mai în vârstă sau cele care au o vedere mai slabă. Calitatea hârtiei nu este tocmai grozavă. Pe unele pagini, fiind atât de subțiri, se vede scrisul de pe cealaltă parte a hârtiei, așa că e un pic mai greu în unele părți de urmărit. Dar, pe ansamblu, este o carticică, aș zice, utilă, care merită citită și poate și cumpărată dacă o găsiți la un preț bunicel. Cartea este structurată pe mai multe capitole și începe cu primul capitol, în care este prezentat alegerea terenului atunci când se hotărăște plantarea viței de vie, și prezentarea soiurilor, câtorva soiuri în general, de vin, soiuri pentru masă și soiuri hibride, hibrizi direct producători. Iar apoi, după ce le face o scurtă prezentare prin câteva, și trece prin câteva soiuri, trece la plantarea viței de vie, cum trebuie fasonat rădăcinile și cordițele și cum se face pichetatul terenului și efectiv plantarea viței de vie. Această porțiune este utilă și este destul de bine prezentată. În capitolul al doilea începe să vorbească despre lucrările de îngrijire a vițelor tinere și pe rod și bineînțeles că începe cu formele de tăiere joasă pentru anul întâi cu operațiile specifice din primăvară cu spargerea crustei la suprafața mușuroiului, copcitul vițelor de vie, mai departe descrie puțin odatul vițelor și administrarea îngrășămintelor dacă este cazul bineînțeles privitul lăstarilor, legatul lăstarilor, combaterea bolilor și dăunătorilor și în ultimul rând cărnitul lăstarilor. De asemenea vorbește și despre lichidarea golurilor în care nu s-au prins vițele de vie și în acest caz înlocuirea lor printr-o altuire în verde, descrie destul de sumar această altuire în verde și în final în toamnă mușuroitul vițelor de vie. Pentru anul al doilea, la fel, continuă cu diverse operații, precum dezmușuroitul vițelor, tăierile de primăvară, prezintă și elementele de pe o viță de vie cu conducere joasă și apoi tăierile de formare, vorbește destul de pe scurt, instalarea mijloacelor de susținere dacă nu au fost făcute încă de la începutul plantației, apoi anul al treilea ce operații se fac, lucrări de îngrijire aplicate după aceea pentru plantațiile intrate pe rod. Bineînțeles că de la anul 3 în sus vițele de vie încep să producă. Acestea sunt pentru tipul de conducere joasă. În următorul capitol trece la cultura viței de vie pe tulpini semi înalte și înalte și aici descrie oarecum suficient detaliat, suficient de detaliat cordonul unilateral sau bilateral cu cordițe, așa zisul, așa se sau conducere cazenave și cu câteva schițe cum se formează vițele de vie de la anul 1 până în anul 5 sau chiar 6. Apoi foarte scurt vorbește despre tăierea de tip guio, de tulpină, dar părerea mea este că e prea puțin descrisă, doar această porțiune mică, nici măcar jumătate de pagină și câteva schițe. Menționează la fel foarte scurt de pergola cu strășină, cu una sau două streșini și pergola rațională cu câteva schițe, dar este foarte, foarte sumar și bineînțeles pentru cordonul speronat, iarăși această, form, porțiune foarte mică. La final vorbește și despre forme artistice, chioșcul, tunelul și alte forme, dar mai mult schițele sunt prezentate și detalii nu sunt date aproape deloc. Mai departe vorbește despre lucrări și operații în verde care se aplică la aceste forme de conducere și, mai exact, este vorba de plivitul lăstarilor, copilitul, poli polenizarea suplimentară, cărnitul lăstarilor și niște operații în verde mai speciale, precum suprimarea unei porți din ciorchin pentru a aduce la creșterea acestora și uh, limitarea numărului de inflorescențe ca să nu fie butucul supraîncărcat și alte operații. De asemenea și desfrunzitul descrie. Și această parte este destul de utilă, însă are dezavantajul că tăierile sunt prezentate foarte, foarte scurt. Ar fi ajutat să fie mult mai bine prezentate. Apoi urmează capitolul despre bolile și dăunătorii viței de vie prima dată începe să vorbească despre bolile viței de vie și categoriile principale, și anume viroze, apoi bacterioze, precum gomoza sau cancerul bacterian, micozele, aici bineînțeles vorbește despre cele principale, mană, făinare și putregaiul cenușiu, mai departe boli fiziologice, precum cloroza viței de vie, arsura frunzelor, oporeala ciorchinilor și altele, dar tratează mai în detaliu doar cloroza viței de vie. De asemenea, ar fi putut trata această zonă ceva mai în detaliu, este destul de sumară, dar totuși ajută. Apoi vorbește despre dăunătorii viței de vie, bineînțeles și mai importanți fiind acarienii și molia strugurilor. Urmează capitolul recoltării și valorificării strugurilor de masă. Bineînțeles, descrie când anume în ce perioadă trebuie făcută recoltarea strugurilor și apoi detaliază cum se face postarea strugurilor în stare proaspătă cât mai îndelungat și cum trebuie întreținute camerele de postrare. apoi cum se prepară mustul și alte preparate precum sucuri de struguri sau uh, dulcețuri sau compoturi, peltea și altele. Această porțiune nu mi s-a mai părut atât de importantă, dar poate pentru alții este importantă. În capitolul prepararea, îngrijirea și păstarea vinului, bineînțeles că autorul tratează uh, strugurii pentru vin, și începe cu descrierea încăperilor, cum se pregătesc încăperile înainte de cules. De asemenea, pregătirea vaselor, când se face culesul strugurilor și cum trebuie prelucrați pentru diferite tipuri de vinuri, alb, roșu sau roze. Bineînțeles, ce utilaje se pot folosi pentru uh, deșorchinarea strugurilor, zdrobitul lor, uh, și apoi storsul strugurilor, cum se face fermentarea mustului, fie că se face în butoaie sau în damigene, cum se face apoi îngrijirea vinului tânăr, cum se trage vinul, pritocul în mai multe etape și așa mai departe, limpezirea vinului și, bineînțeles, înduparea în sticle pentru păstrarea pe de lungă durată. Apoi, bineînțeles că autorul vorbește despre bolile și defectele vinurilor, despre floarea vinului și ce se poate face dacă aceasta apare, oțețirea vinului, boloșirea vinului, amăreala vinului, manitarea sau borșirea vinului, fermentația propionică sau moliciunea vinurilor, apoi defectele vinurilor, casarea brună, casarea ferică, casarea fosfatică, casarea cu proasă și așa mai departe. Pentru cei care sunt interesați pot găsi aici câteva informații, dar destul de sumare. Nu sunt foarte multe informații date. Și bineînțeles, dacă a vorbit despre vinuri și îngrijirea lor, descrie puțin și aprecierea și degustarea vinurilor în acest capitol, unde sunt localizate pe limbă zonele pentru diferite senzații de gust, acru, sărat, dulce sau amar, ordinea în care se degustă vinurile, cu ce mâncăruri, cu ce pahare, destul de pe scurt, apoi asocierea vinurilor cu mâncarea la masă, pentru cultura generală merită citită și această porțiune, iar în final este prezentat un calendar al principalelor lucrări viticole și vinicole, pe scurt, pe lunile din an. Deși este foarte sumar această prezentare, totuși este foarte utilă, aș zice că e cea mai utilă parte din această cărțulie, restul fiind descris destul de sumar și nu aduc prea multă valoare, dar acest mini calendar al lucrărilor, cred că este chiar bine venit. Și cu asta s-a încheiat cartea. Per ansamblu, această mică cărțulie, cred că merită cumpărată. Eu am dat 10 lei pe ea, luată de la un anticariat. Dacă o găsiți până în 10 lei, poate chiar mai ieftin, a zice că merită într-adevăr cumpărat. Mai mult, probabil că nu. Cam atât am avut de spus despre cultura viței de vie pe lângă casă. Sper că v-a fost de folos. Vă doresc multă sănătate.